Da. Ai ocazia să vezi cum s-a răsfățat colega noastră, Mimi, care a ajuns într-o gelaterie. Bună dimineața, Mimi! Bună dimineața, dragilor! Odată cu creșterea temperaturii putem declara deschis sezonul înghețatei, așa că am venit într-o gelaterie unde putem găsi înghețată pe placul oricui. Iar alături de mine este Ciprian. Bună dimineața! Bună dimineața! Am spus bine, da? Deci oricine poate pleca fericit aici. Clar! Spune-mi, te rog, ce sortimente de înghețată aveți? Avem 24 de sortimente de înghețată. Avem și cu zahăr și fără zahăr și cu lapte și fără lapte. Fără zahăr aveți câte sortimente? Fără zahăr avem două sortimente. Avem semințe de dovleac și migdale. Ok, și aveți și fără lapte, spuneai tu. Fără lapte, dar sunt cele pe bază de fructe. Aici avem, de exemplu, căpșune, aici avem pepene galben, aici avem mango, un sortiment foarte căutat și apreciat de copii, în special. Și pentru că sunt foarte colorate aceste sortimente, vreau să te întreb dacă conțin coloranți, ceva. Nu conțin coloranți, culoarea provine din ingrediente. Foarte tare. Ce alte sortimente există? Avem... Cu lămâie văd aici. Lămâie, da. Cu zmeură, nu? Cu zmeură aici. Aici avem, de exemplu, un cocos bio cu stracciatella, adică cu bucățele mici de ciocolată. Aici avem o ciocolată vegană, deci este un sorbetto de ciocolată. Este foarte intens ca și gust. Ok, și spuneai că aveți sortimente și cu lapte. Vreau să le văd și pe acelea. Da, aici avem sortimentele pe bază de lapte. Avem, pornind de aici, avem banane. Aceasta este o ciocolată cu rom. Aceasta este un iaurt grecesc cu amarena. Și acesta albastru? Acesta albastru este este o înghețată pe bază de lapte cu spirulină. Spirulina este folosită ca și adjuvant de culoare, adică practic nu are un impact asupra gustului, ci doar asupra culorii produsului. Ok, vă că aveți și cu vanilie. Avem și cu vanilie și folosim o vanilie de Madagascar. E un sortiment foarte apreciat la noi. Avem această nociola, care sunt niște alune de pădure din Piemonte. Este o regiune din Italia cunoscută pentru aceste produse agricole. Și acesta cu semințe? Ce acesta semințe? Este un kiwi din București, cultivat. Serios? În București. Da. Este un kiwi care provine din livezile Facultății de Horticultură. Noi am demarat luna trecută un parteneriat cu cei de acolo. Sunt niște oameni foarte pasionați, iar ce cultivă și ce fac acolo este extraordinar. Și cu siguranță și gustul se regăsește și în acest sortiment? Este un gust foarte răcoritor, foarte potrivit pentru zilele călduroase de vară, care din păcate încă n-au apărut. Văd că mai ai aici un sortiment cu migdale crocante. Da, sunt migdale crocante. Este tot un gelato, deci o înghețată pe bază de lapte. Este iarăși un sortiment foarte, foarte apreciat la noi. Vreau să știu care este sortimentul cel mai apreciat. Greu de spus, nu? Greu de spus, dar fisticul este un sortiment foarte, foarte căutat. Majoritatea oamenilor care ne calcă pragul vor să încerce fisticul. Iarăși, acest iaurt grecesc cu amarena este un sortiment foarte, foarte apreciat. Vanilia, ciocolata... Toate arată foarte bine. Ciprian, îți mulțumesc pentru informații. Cu siguranță o să rămân să gust din aceste sortimente. Dragilor, înapoi la voi!